Am avut o lângă noi pe vicepreședinta Academiei. Acum îl vom asculta pe domnul profesor Alexandru Lezeu, profesor de religie al Colegiului Național Roman Vodă, profesor și actor excepțional. Ce părere aveți despre evenimentul pentru dumneavoastră? Este un eveniment foarte frumos, un eveniment în care se promovează cultura și știm că în ziua de astăzi cultura nu mai este chiar atât de promovată ca în trecut. Felicit pe această cale pe inițiatorii acestui proiect, pe cei care îl coordonează prin această fundație pentru Panel și sunt foarte fericit că ne-au invitat pe noi, actorii Teatrului Municipal Dan Alexandrescu, să luăm parte la acest eveniment minunat. Ce ne puteți spune? Care din personalitățile prezentate v-a atras cel mai mult atenție? Nu cred că una dintre personalități mi-a atras atenția. Toate personalitățile noastre, toată istoria noastră este importantă. Fiecare personalitate în parte a avut un rol esențial în cultivarea și promovarea valorilor tradiționale românești. Și de aceea nu cred că aș putea alege unul dintre ei. Caragiale, care este unul dintre autorii memorabili de teatru, este poate un pic mai apropiat de mine, deoarece multe dintre piesele lui Caragiale, piese în care joc, piese în care mă simt bine, piese în care descoper noi valori. Și de aceea, probabil Caragiale, cel pe care l-am și reprezentat noi ca actori la acest eveniment care a avut loc duminică, este probabil pe un plan superior, dar nu foarte de fapt, de ceilalți. Cum ați primit vestea participării la eveniment și cum ați aflat de acest proiect? Am aflat de acest proiect de la regizorul nostru, Radu Vădacu. Am primit vestea participării cu foarte mare entuziasm, cu bucurie, cu plăcere și ne dorim ca pe viitor să fim coparticipanți și colaboratori în cadrul acestui proiect minunat organizat de Academia Petru Tocanea. Așa este. Sunt sigură că în spate, la tot ce ne-ați prezentat, stau ore întregi de muncă, care te spun că și pasiunea și-a pus bine cuvântul. De aceea, până la final,